Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face această cremă doar cu două ingrediente. O cremă de unt pentru orna torturi, prăjituri. Și să vedem modul de preparare. Ia uitați, aceasta este crema de unt. Poate fi, vedeți, așa. Și putem face fel de fel de. Ia uitați. Așa. Putem face și inimioare, și floricele, și putem decora cum ne place. Ia uitați. Fluturașul nostru. Așa. Haideți că rămâne așa și se întărește în momentul când o punem în frigider. Așa. Așa. Aceasta este crema. Sper să o încercați. Doar două ingrediente. Și dacă doriți să o aromați, puteți adăuga arome. O puteți și colora. Și puteți chiar și colora. Așa, cu puțin colorant, puneți așa deasupra sau în praf. Și atingeți așa puțin. Așa. Și colorați și faceți cum vă place. Așa. Ia uitați. Așa. Fluturașul nostru. După ce s-au întărit, le luăm din frigider și le punem pe tortul nostru sau putem decora direct pe tort. Florile le luăm și le punem. Și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Pentru crema noastră de unt o să avem nevoie de un pachet de unt de 250 de grame. Lăsat la temperatura camerei, îl punem așa aici. Și apoi o să-l tăiem așa bucățele, vedeți că este moale la temperatura camerei. Așa și îl putem bate cu o spatulă sau cu mixerul. Acum depinde de fiecare, cum dorește. Așa, este moale, vedeți cât este de moale. Este la temperatura camerei. Așa. Așa. Și acum, cu o spatulă, eu am să-l amestec bine, bine. Și acesta este primul nostru ingredient. O să avem nevoie doar de două. Și dacă vrem să dăm aromă, o să punem și arome. Dacă vrem să colorăm această cremă, putem folosi și colorant alimentar. Așa. Și încet, încet, cu o spatulă, eu am să amestec așa. Bine, bine. Până am să obțin untul meu spumos. Puteți folosi și un mixer. Așa. Așa. Și încet, încet, cu răbdare, amestecăm așa aici. Am
am să iau o altă paletă, așa. Eu astăzi vreau să-l bat cu paleta, fără mixer, să vă arăt că se poate și așa. Așa. Așa, și am această paletă de lemn. Ia, uitați, ca o pensetă. Așa, și am să amestec cu aceasta. Încet, încet. Așa, o să amestecăm. Sau o paletă de lemn normal. Așa, și amestecăm până untul nostru e pufos. Așa. Așa. Ne ajutăm cu această paletă să dăm jos de pe pereții vasului. Vedeți cum consistența s-a făcut pufos? Și acum o să adăugăm puțin câte puțin din laptele nostru condensat. Așa. Amestecăm, așa. Și acum am un tub de lapte condensat de 170 de grame și am să pun puțin câte puțin. Sau puteți folosi laptele condensat, îl realizați acasă după rețeta mea. O găsiți pe canalul de YouTube, lapte condensat Camelia. Așa. Și acum din acest tub o să punem puțin câte puțin și o să mixăm. Și mixăm așa, încet, încet. Și apoi mai adăugăm puțin. Și aceasta o să fie crema noastră de unt cu două ingrediente. Vrem să o aromăm, adăugăm puțină esență, puțină aromă. Vrem să o colorăm, o să adăugăm colorant alimentar în gel sau în praf. Așa. Mai adăugăm puțin lapte. Așa. Ca să-l adăugăm puțin câte puțin. Și amestecăm încet, încet, până îl punem pe tot. Așa. Eu am să încerc să fac rețeta pas cu pas, ca să vedeți cum amestec aici untul cu laptele condensat. Așa. Și amestecăm așa încet. Așa. Apoi o să avem nevoie de pungi sau de poșuri, pungi pentru patiserie, ca să putem să punem crema și să urnăm tortul. Așa. Mai punem puțin lapte. Eu îl pun direct din tub sau din cutie, de unde aveți, sau dacă l-ați făcut acasă, este bun și făcut acasă, este foarte, foarte bun. Așa, și amestecăm. Nu uitați să apăsați clopoțelul ca să fiți la curent cu noile rețete și să vă înscrieți la canal. Și să distribuiți ca să vadă cât mai multe persoane aceste rețete minunate, simple, pe care eu le fac. Așa. Vedeți? Așa, și amestecăm. Încet, încet amestecăm. Așa. Mai dăm jos de pe pereții vasului, încet. Așa. Și apoi amestecăm în continuare, apoi adăugăm treptat laptele condensat. Așa. Mai adăugăm puțin lapte.
așa, din tubul nostru, adăugăm așa, până îl punem pe tot. Și amestecăm. Amestecăm încet, încet. Rețetele mele sunt la îndemâna oricui, oricine le poate face, sunt simple. Încerc să le fac pas cu pas ca să le înțelegeți bine, bine. O să mai adăugăm încă puțin lapte condensat. Ia uitați, spumos, spumos. Și bun, bun. O să mai adăugăm lapte, adăugăm și restul care ne-a rămas, îl punem pe tot. Așa. Așa, am pus și restul de lapte și acum încet, încet amestecăm. Așa. Și crema noastră de unt cu lapte condensat este aproape gata. Așa. 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 Strângem așa deși de beberetii vasului. Ia uitați crema noastră cum arată. Așa este pufoasă, pufoasă. Acum o să o punem într-un poș. Cu undui și o să încercăm să facem câteva floricele. Așa, crema noastră este gata. Acum o să luăm, ia uitați, un poș. Eu le cumpăr așa în role. Dacă doriți, găsiți linkul la mine pe pagină. Ia uitați, și sunt așa triunghiulare, le rupem. Vedeți? Ia uitați. Rupem așa și avem, ia uitați, avem săculețul nostru. Am să pun și linkul în comentarii și astăzi o să folosim acest dui. Ia uitați, așa arată. Este formă și o să punem în săculețul nostru. Așa, o să tăiem aici și apoi o să punem crema noastră de unt. Așa, am pus în poș crema noastră de unt. După cum am spus, folosesc acest dui astăzi, dar sunt multe altele, da? Așa. Și puteți folosi și acesta, și acesta. Ia uitați. Vedeți câte sunt? Așa. Ia uitați. Apoi o să mai avem nevoie de această formă ca să putem face florile peste și o să prindem așa. Așa, și aici deasupra o să facem trandafirul nostru. Mai întâi o să facem trandafiraș. Așa. Ia uitați. Facem mici bobocei. Vedeți?
Așa. Așa, și încet, încet, trandafirașii noștri, uitați, prind formă. Așa, și cu un mic forfecuț îl luăm și îl așezăm așa aici. Și apoi o să îi dăm la frigider să se întărească. Așa, și prima dată ne dăm așa și lipim aici peste. Așa. Vedeți? Și începem încet, câte o petală, așa mai lipim. Ne ștergem dacă este necesar să ștergem vârful. Da? Și începem și tragem așa, ia uitați. Așa, vedeți? Și facem așa bobocei micuți și trandafirașii și putem face și mai mici și mai mari. Acum depinde de duiul pe care îl aveți. Ia uitați. Așa. Să mai facem încă o petală. Și o să lăsăm așa. Putem face și mai deschis. Așa. Trandafiraș. Așa. Și luăm. Și îl așezăm așa aici, peste. Ia uitați, aceasta este crema de unt. Poate fi, vedeți? Așa. Și putem face fel de fel de... Ia uitați. Așa. Putem face și inimioare, și floricele, și putem decora cum ne place. Ia uitați. Fluturașul nostru. Așa. Așa, sau putem decora și cu culori în gel. Facem, uitați, așa. Aceasta este rețeta de astăzi, simplă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă.